încep prin aura bun venit musafirilor noștri în orașul nostru și să îi asigur că acest eveniment face parte din o idee a directorului Casei de Cultură, Valentin Muscă, de a încerca prin astfel de activități să promovăm personalitățile bucureștene. Și cu emoție și cu mândrie în suflet spun că astăzi avem lângă noi o personalitate bucureșteană, un om despre care eu aș putea să spun foarte, foarte multe, pentru că am copilărit împreună, pentru că am crescut împreună, pentru că ne știm de viață. Dar vreau să-l prezint simplu, în prima fază. Traian. Traian. Diplomatul nostru de carieră din Ozavești, unul dintre oamenii care duce mai departe ceea ce au deschis predecesorii dumnealui în diplomație. Duce mai departe numele orașului nostru, pe un drum început de domnul Marin Buhoară, un alt odobeștean care, din ce știu eu, a ocupat la un moment dat cea mai înaltă funcție diplomatică pe care am avut-o în cadrul OSCE-ului. Traian mă va contrazice dacă am dreptate sau nu. Aproape, e în regulă. Știu că, bine, informația mea era la nivelul anului 2008, când din OSCE, dumnealui a mers ca ambasador în Olanda și ulterior pe cel la demisiune diplomatice pe care le-a mă întorc la Traian. Pentru că îmi place să-i spun așa. Pentru că este acasă. Dacă am fost într-un alt cadru și nu acasă, așa cum spune protocolul și spune eticheta, și trebuie să mă adresez cu excelența sa. Însă astăzi, aici, acasă, încerc să-i vorbesc așa cum mi-am vorbit întotdeauna, de fiecare dată când ne-am întâlnit, de fiecare dată când ne-am auzit la telefon, nu protocolar, ci prietenește. Traian este o enciclopedie pe picioare. Dar despre asta vor vorbi ceilalți. Eu am să vorbesc pentru mine, cel puțin. Eu am să vorbesc doar de ceea ce ne leagă, și anume orașul nostru. Anul acesta noi o să sărbătorim 390 de ani de atestare documentară a orașului. Și va fi invitatul nostru, unul dintre invitații de onoare la manifestările pe care le vom avea, dacă bineînțeles timpul și toți ceilalți factorii îi vor permite. Însă atunci o să avem mulți, foarte mulți invitați și sperăm noi să avem toți diplomații de carieră din Ovești. Pentru că actualul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu, este tot de la noi din oraș
diplomat de carieră, domnul Marin Bucoară, sunt convins că ne va onora prezența, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Și subiectiv, pentru că nu am cum să fiu altfel, trebuie să vorbesc și de Ceraseara Nicolaș, sora mea, care sper să fie acasă în acea perioadă și să nu cumva să fie plecată la fel într-o misiune diplomatică. Iată, sunt patru oameni în istoria recentă care au activat în acest domeniu și care ne-au reprezentat cu cinste oriunde în lume le-au fost purtați pașii. Revenind acasă, cred că suntem rodul celor care ne-au crescut. Și avem lângă noi cei mai fericiți oameni din oraș, cine alții decât părinții, doamna educator și domnul învățător. Doamna educator, care pentru mine reprezintă începutul pregătirii mele profesionale, pentru că a fost educatoarea mea în grădiniță și cu adevărat, primul om care mi-a pus creionul, culoarea și stiloul în mână și căruia îi datorez extraordinar de multe. Domnul învățător reprezintă pentru noi, se confundă poate, într-o anume perioadă a orașului cu istoria învățământului odăbeștean. Și vorbesc și vă rog încă o dată să-mi scuzați emoțiile. Vorbesc despre dumnealui în contextul în care, în momentul în care fugeam de la școală, terminam mai repede cu o oră, mă primea și pe mine în clasa lor, pentru că acolo, cu Traian, în clasă era Maricel, fratele meu, și să putem să plecăm împreună acasă, ultima oră pe care eu aveam în plus, o făceam la clasa a doua, erau ei, eu eram grupa mare la grădință, o făceam la clasa a doua, cu un învățător care, să știți că, nu mă trata altfel decât pe cei mai mari, ci avea pretenții de la mine în egală măsură și de la dânsul în acea perioadă am învățat ce înseamnă competiția. Chiar cu cei mai mari și mai buni decât tine. Vă mulțumesc pentru asta. Nu vreau să lungesc introducerea mea. Am vrut să vorbesc doar despre oraș, despre oameni, despre prieteni, despre toți cei care astăzi ați venit aici și aș avea câte ceva de spus despre fiecare dintre dumneavoastră, pentru că doar împreună am reușit să revitalizăm acest oraș, doar împreună am reușit să facem ceva pentru cei din jurul nostru și cu toții împreună reușim pe mai departe să lăsăm urme în jurul nostru, urme în urma noastră. Așa cum spuneam, când am avut fericita ocazie să lansăm expoziția doamnei Virginia Hosu, la fel spun și astăzi. Traian este unul din odăbeștenii care lasă urme în spatele lui, în istoria acestui oraș și care ajunge în cartea de aur a orașului nostru și reușește să depășească orice stadiu prins până acum de cineva. Îți mulțumesc, Traian, că ești astăzi și urmărești. Dragi invitați, dragi odăbeșteni și prieteni ai manifestărilor care au ca scop ultim educația, formarea și cultivarea lucrurilor bune
Ne-am gândit ca în acest an să începem la Odubești o aniversare a testării prin a vorbi până în septembrie despre oameni. Pentru că lucrurile nu sunt făcute, nu se fac singure, ci prin oameni. Prin oameni. De aceea m-am gândit să vă oferim un cadou de început de an, astăzi 3 februarie, și o alternativă la această România bicicliștilor, ne întâlnim la biciclit. Noi ne întâlnim la bibliotecă. Ne întâlnim la bibliotecă în jurul cărții. Iar cărțile sunt scrise de oameni. Și vreau să vă mulțumesc înainte de a începe, pentru că răspundeți invitațiilor noastre, nu ați venit din obligație, ați venit pentru că ați simțit și ați empatizat cu dorința noastră. Deci, în această Românie, unde ne întâlnim în altă parte, noi ne întâlnim aici pentru a descoperi câteva personalități. O să încep prezentarea invitațiilor cu un istoric pe care dumneavoastră îl cunoașteți mai puțin. Unii poate au citit, alții au auzit. Doamna Viorica Moisuc, de o viață, cercetează documente contemporane, publică, conduce lucrări de doctorat, fiind, de altfel, conducătoarea tezei de doctorat a domnului Traian Laurențiu Hrista. Doamna Moisuc este autoritatea în materie, dacă pot să spun așa, la tezaur. Ați auzit tezaur românesc trimis la Moscova, în Rusia? E cel care a citit și a studiat și a publicat și a făcut o pledoarie și face permanent, este această doamnă profesoară, profesor doctor universitar, titular la Universitatea Ovidius din Constanța, doamna Moisuc. Iar cea mai recentă lucrare, dacă nu mă înșel, este tipărită la editura Demiurg din Iași, unde aduce toate argumentele în favoarea recuperării tezaurului românesc, pentru că, stimați invitați, dacă nu cunoaștem istoria României, acest lucru se datorează, sau este din cauza politicienilor din 1916-17, care au găsit de cuvință să ducă documentele Valahiei și ale Moldovei în Rusia. Dacă aveți întrebări, după partea formală, dacă aveți chestiuni de pus, doamna Moisuc vă va răspunde cu pertinență. Nu în ultimul rând, doamna Moisuc a fost parlamentar, este membră în comitete, în institute de cercetare și pentru noi, pentru mine, în primul rând, este o onoare că pot întâlni autorul unor lucrări pe care le-am citit acum 20 de ani. Bine ați venit, doamna Moisuc, la noi, la Odubești. Împreună cu domnul ambasador a venit, să spun, unul din decanul corpului diplomatic românesc. Doamna Paraschiva Bădescu. Paraschiva este ocrutitoarea orașului nostru. Doamna, ați picat bine la Odubești. Doamna Bădescu, după 1989, a intrat pe filiera, să spun așa, sau în lumea occidentală a diplomației, fiind printre primele, sau dacă prima persoană care a condus biroul OSCE din România, sau SCSE din România în 92, apoi a plecat la post, la Viena, și a urmat o carieră de reprezentant al Uniunii Europene, dacă nu mă înșel, a OSCE, în spațiul asiatic, apoi în Serbia și Muntenegru. De altfel, doamna Bădescu a adus câteva expozeuri imprimate pe care vi le oferă, din care puteți afla că România, după 89 și o perioadă mai proastă, a reușit să reintre în elita diplomației europene, pentru că acolo am fost, am revenit, datorită acestei doamne și altor persoane. De aceea, să rețineți, cel puțin de la întâlnirea de astăzi, că ne-am întâlnit cu un apologet
al tezaurului românesc, cu un decan al diplomației românești, doamna Cădescu, cu generația care vine după, doamna Ceraseda Nicolaș, nu văd, este generația care preia ștafeta doamnei Bădescu și duce mai departe. După ușă. E frică de domn primar. Da? Și apoi, când ne întâlnim cu editorul, cărțile le scrim sau le redactăm, dar dacă nu avem editori, ele nu apar. Ei, avem și șansa ca pentru acest moment să vină editorul în persoană de la Iași, doamna Alexandrina Sanda Ioniță, care a ajuns acum 20 de minute cu mașina încărcată cu cărți, dintre care o parte le donează bibliotecii, cealaltă parte le achiziționăm, în care noi, dumneavoastră, puteți descoperi fragmente din istoria recentă și mai puțin recentă a României. În sfârșit, ajungem la personajul sau persoana care a generat acest moment când în această toamnă a trecut pe la bibliotecă și ne-a lăsat o cutie plină de sau cu cărți. Domnul Traian Laurențiu Cristea. Vorbeam cu domnia sa aseară și nu știu cum să vi-l prezint ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă munca. Să știți că prin muncă se face totul. Deci numai prin muncă. Prin muncă și sacrificii. Și acest tânăr odobeștean și-a creat o carieră prin muncă. Sacrificând timpul, în loc să mergi la, nu știu, la hoinărit, ai mers la studiat, în loc să mergi la, nu știu ce, ai mers la studiat, sacrifici familie, sacrifici timpul personal, dar ajungi un diplomat de carieră pe care vreau să rețineți, nu l-a numit Republica, nu știu ce Republică de 50 de locuitori, din insulele Nauru, sau cum spune, l-a numit Uniunea Europeană, înalt reprezentant, rețineți, în Kazahstan. Kazahstanul este o țară aproape cât Europa, care deține câteva procente din resursele mondiale de hidrocarburi. Iar interesele Uniunii Europene în acest colț de lume, în contextul geopolitic al expansiunii rusești, este foarte important și poziția domniei sale este mai mult decât strategică. De aceea, pentru mine, și doresc și pentru dumneavoastră, și pentru Odobești, este onoare că această Uniune Europeană, pe care mulți o culesc, dar de care avem nevoie, a numit un reprezentant în această parte de lume, un odobeștean. Bine ați venit la Odobești, domnule Traian. Acum, despre domnul Cristea, o să rog pe doamna profesor Viorica Moisuc să spună ce dorește, cât dorește, dar înainte de a da cuvântul invitaților, vă anunț programul. După partea aceasta formală, strictă, cu timpii măsurați ca la universitate, cu ceasul pe măsuță, după ora 2 și 1 și ceva, avem timp de discuții acolo, viale, stăm, vorbim, discutăm. Așa că intervențiile noastre vor fi punctuale ca să menținem un metronom cât de cât în ordine. Doamna profesoară, mulțumesc. Bine ați venit și ascultă. Mulțumesc, domnule. Bună ziua! În primul rând vreau să vă spun că sunt onorată de a fi aici, în Odobești. N-am fost niciodată. Știu că, evident, știam de Odobești, dar știți dumneavoastră, firma era aceea care spunea multe. În Odobești n-am fost niciodată. Cu această ocazie am descoperit un orășel care mi-a plăcut foarte mult. Și presupun că el se va dezvolta în continuare, așa cum a făcut-o și până acum, și va ajunge la alte stadii și mai interesante și mai frumoase. Biblioteca aceasta din Odobești e o mândrie a dumneavoastră și faptul că vă îmbogățiți cu cărți mereu, asta înseamnă că dați mare importanță culturii. Sunt onorată în al doilea rând pentru că văd că există aici un cult, o grijă pentru dascălii de altă dată. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că am întâlnit această mentalitate, această filozofie de a ține în atenție contribuția dascălilor de altă dată în județul Neamț, pe care din anumite împrejurări l-am cunoscut foarte bine. Acolo există și o asociație, dascălii nemțeni de altă dată.
când ei se întâlnesc periodic și pun în evidență personalitatea unuia dintre aceia care s-au remarcat în mod deosebit. Au și asociații, au și întâlniri, au și diverse manifestări științifice. Eu dau, cum să vă spun, am un cult pentru profesorii care ne-au pus creionul în mână și care ne-au adus în situația de a începe o activitate profesională care nu se, cum să vă spun, nu începe foarte târziu, începe atunci când ești în școală. Eu aș dori, și aici mă adresez autorităților din Odovești, să aveți grijă de acești dascări ai dumneavoastră, care au creat altă generație de dascări. Să aveți grijă de ei și să aveți grijă de grijile lor. Și să nu așteptați să vă ceară ceva sau să vă sezizeze un necaz al lor. Mergeți să-i întrebați, aveți nevoie de ceva, vreți ceva, s-a întâmplat ceva cu dumneavoastră, cum putem să vă ajutăm. Sunt convinsă că chiar și un cuvânt bun, chiar dacă nu aveți cine știe ce posibilități materiale, face foarte mult. Și cu asta vreau să mă refer în două cuvinte la ceea ce am trăit eu ca elevă începătoare în București la școala ortodoxă a Grigore și Alexandrina Cantacuzino, acum 100 și ceva de ani, când am început eu să învăț. Am avut o învățătoare pe care n-am să o uit niciodată, o chema Maria Șerbănescu, care era, nici nu pot să o caracterizez foarte bine, învățătoare, mamă, bunică, nu știu ce era, era de toate. Era de toate și vreau să vă spun că odată am fugit de la școală, dar nu știu pentru ce am fugit de la școală. Și a venit după mine, pe trotuar, să mă caute, că trebuia să vină mama să mă ia de la școală. Și când am văzut-o, m-am speriat, am văzut că o să mă certe, că o să, nu, cine știe ce o să-mi facă. Nu, nu m-a certat, m-a luat cu vorbe bune, m-a adus la școală. Vreau să vă spun că această profesoară, această învățătoare, a fost învățătoare 4 ani, Maria Șerbănescu, a rămas pentru mine ca o icoană. Sunt convinsă că și toți dintre dumneavoastră care ați avut elevi, sunteți în același mod văzuți de aceia care au ajuns departe astăzi, ca și Traian de altfel, departe și ca timp și ca, eu știu, distanță și așa mai departe și în meseria lor. Ce să vă spun, ca să mă întorc vorba domnului primar, să mă întorc la Traian. Pe Traian nu l-am cunoscut decât în momentul când cineva mi-a dat un telefon și mi-a spus, știți, este cineva care ar vrea să facă doctoratul cu dumneavoastră. Foarte bine, să vină. Cine este? Mi s-a spus că e la Viena, lucrează la OSC. Am rămas puțin descumpănită pentru că eu sunt istoric, nu sunt nici diplomat, nici politician. Și să vin. A venit la mine, mi-a povestit, era foarte timorat, ca să spun așa, el o să vă spună de ce, nu știu. Bun, cu ce te ocupi dumneata? Păi, nu știu, mi-a spus el cu ce se ocupă, zic, și eu sunt istoric, ce să fac? Ce putem noi să facem amândoi? Și el era descumpănit și eu. Pentru că pe mine, sigur, mă interesa OSC, o problemă, mă rog, de relații internaționale și așa mai departe. Dar mă interesa în măsura în care România era implicată sau acest OSC avea vreo preocupare pentru ca România să fie luată în considerare și să-și aducă o contribuție. Și atunci am găsit noi împreună acest subiect al tezei lui de doctorat. N-a fost o teză ușoară, a fost o lucrare grea. Și aici trebuia să intre puțin și în istorie. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Politicienii noștri, și de azi, și de ieri, de alaltă ieri nu, dar de ieri și de azi, nu știu istorie. Dacă un om politic nu știe istorie, nu înțelege mersul lucrurilor, nu înțelege de ce a fost ce a fost, de ce este ce este și ce trebuie să înțeleagă pentru viitor. Aceasta este o părere, nu e o părere, este o constatare și care e bazată pe fapte. Pot să vă spun nenumărate exemple, dar nu vreau să vă rețin cu așa ceva. Oricum, el a fost obligat să învețe ceva istorie. Și a învățat. A învățat pentru că nu putea altfel să o scoate la capăt cu această lucrare a lui, în care România era implicată direct sau trebuia să fie scoasă în evidență într-un fel oarecare. Și am muncit foarte mult. Am muncit foarte mult și am ținut cont de faptul că nu era
la un fel de doctorat cu bursă, adică în timp liber, ca să stea să studieze, nu mai problema lui, și să scrie. Nu. Era la servici, avea nenumărate învelenicire, avea foarte multe lucruri de rezolvat și trebuia să fie și elev, deci doctorant, să facă aceste lucrări, să facă referate, să dea examene și așa mai departe. Vreau să vă spun că a făcut-o cu brio. Cam tras amândoi la juc, la treaba asta, e o altă chestiune și era firesc să fie așa, pentru că dacă doctorantul nu este împreună și nu lucrează împreună cu conducătorul lui și invers, nu este nimic. Doctoranți care își fac lucrările după ureche sunt mulți. Care le cumpără sunt iarăși mulți. Care scriu și după aia când îi întreb ce au scris acolo, habar n-au, pentru că au copiat de pe ei și pe acolo, iarăși îi știm și pe unii dintre ei. Sunt foarte mulți. E bine, teza lui Traian este un exemplu de muncă deosebit de încordată și foarte serioasă și foarte aprofundată, pentru că a ajuns și la concluzii pe care poate nici el nu le putea bănui înainte. Pot să vă spun multe despre el, i-am cunoscut și familia, este și un foarte bun familist, este, se implică în tot ceea ce face trup și suflet, nu are program de condică de dimineață de la 8 sau 9 până la 5 sau la 4, e de dimineață până la a doua zi dimineață dacă e nevoie. Sigur că este o meserie care cere foarte mult, da, cere, dacă îi și dai foarte mult. El a ajuns unde a ajuns și eu îi doresc și mereu i-am spus asta, vei ajunge mai departe, pentru că muncește mult, pentru că e foarte implicat în ceea ce face și pentru că mai este ceva, nu uită niciodată că este român și acolo unde este, oriunde ar fi, el trebuie să slujească, pe lângă sarcinile de servici așa mai departe, un crez. Crezul interesului național al României. Asta i-am spus-o, mi se pare, chiar când a plecat la prima lui misiune în Ucraina, independentă. Și am convingerea și certitudinea, de fapt, că nu a uitat acest lucru. Lucru pe care nu pot să-l spun despre alți diplomați, care au uitat că sunt români, au uitat de unde vin, au uitat ce trebuie să servească, și au uitat, de fapt, că îți trebuie verticalitate, cinste și corectitudine. Pot să vă dau multe exemple. Vorbeam și aseară cu colegii mei despre unii dintre ei. Sunt mulți. Au uitat de unde vin. Au uitat și de ce sunt acolo unde sunt. Servesc interese străine. Ăștia ar trebui măturați, dar n-are cine, că nu există mătură. Ce pot să vă spun? Aș pune multe, nu vreau să vă rețin. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări sau curiozități care le aveți în legătură cu un lucru sau altul. Eu, fiind istoric, m-am ocupat, așa cum a spus domnul director, cu istoria. Una dintre problemele care m-au preocupat a fost tezaurul României. De ce? Pentru că, de mult de tot, nu de acum, de când se tot vorbește de tezaur, de mult de tot a existat interesul la conducerea superioară a Partidului Comunist din România. A fost un interes pentru ce este cu tezaurul ăsta. Era o problemă confuză în mintea lor. Nu se știa ce este. Ce este cu Basarabia asta? Ce-i Basarabia? De ce mereu trebuie să cerem și nu ni se dă și rușine ne supără și sunt supărați pe noi că le cerem și așa mai departe. Și s-a făcut un colectiv foarte mare din anii 76-77, în care au fost implicați istorici la toate institutele Academiei Române, care au fost puși să studieze aceste lucruri, dându-li se acces la toate documentele care erau, de fapt, interzise pentru foarte multă lume. Și atunci am venit și eu, ca toți ceilalți, în contact cu ceea ce se înțelegea prin problema tezaurului. Și a fost o revelație, pentru că nu știam, sau știam din auzite, sau știam din ce îmi spuseseră părinții, sau ce puteam să mai culeg de aici, de acolo. Atunci am înțeles că această chestiune trebuie studiată serios. Și am făcut atunci, pentru uz intern, cum se făcea la vremea aceea, s-au făcut niște documentare, au fost implicați foarte mulți istorici atunci, și dintr-un întâmplător, eu am condus tot colectivul acela și a ieșit lucruri foarte bune,
Dar nu s-a putut publica nimic și nu s-a putut spune nimic. Nici noi n-am avut un astfel de documentar decât dacă, așa, cum se zice, pe sumână, l-am tras la Xerox, fără să știe nimeni. Pentru că nu era voie. Au făcut câteva exemplare care au fost strict interzise. Bun. De atunci vreau să vă spun însă că Nicolae Ceaușescu, când a fost ultima dată la Moscova, nu ultima dată, cu una din dăți, a fost la Moscova împreună cu Maurer, a ridicat problema tezaurului pe baza documentației care i s-a pus la dispoziție. Și a fost o discuție foarte dură cu Brejnev. Brejnev a spus, lasă doară și că noi avem alte probleme actuale mai importante, de ce să ne împiedicăm noi de tezaur? Și Ceaușescu a zis, hai să închidem problema, a zis Brejnev, să închidem problema asta odată pentru totdeauna și să ne vedem de treburile noastre. Și Ceaușescu a zis, nu, problema nu se închide, rămâne deschisă. Rămâne deschisă, dar o discutăm altă dată. Dacă Ceaușescu n-ar fi făcut lucrul acesta atunci, problema s-ar fi închis definitiv și pentru totdeauna. De aceea s-a putut continua. Ei, cum s-a continuat? Asta e o problemă care trebuie văzută. De fapt, s-a continuat prost și s-a continuat cu distanțe foarte mari, la distanțe foarte mari de timp și s-a ajuns unde s-a ajuns. Dacă vreți, mai multe detalii pot să vă spun, dar nu acum. Și asta a fost sigur că m-am ocupat și de alte probleme legate de relații internaționale, de multe lucruri de politică externă. Așa încât, în fața dumneavoastră, sunt dispusă să discutăm mult dacă vă interesează despre aceste lucruri, dar fără discuție vă interesează persoana lui Traian, care este, dacă vreți, după mine cel puțin, un simbol al orașului Podovești și pe care trebuie să-l omagiem ca atare și nu numai pe el, pe părinții lui, care l-au adus pe lume și care i-au pus, cum zice el la început, în motoul cărții lui, i-au pus pe lume în mână. Și de aici vine tot. Vă mulțumesc foarte mult! Cei care doriți să aflați adevărul despre tezaur, nu mai citiți fabulații, dar citiți cu durere unde se află o parte din tezaurul spiritual al României, pentru că nu sunt doar obiecte, bani, nu sunt doar monede monezi, nu sunt doar lingouri, sunt documente din istoria României. Să trecem la doamna ambasador, pentru că domnia sa a venit la Odobești nu doar ca vizitator, ca turist, a venit în calitate de coleg, pot să spun, nu? Coleg și prieten într-un fel, că am văzut în relații foarte amicale cu domnul Hristea. De aceea, doamna ambasador, ambasadoare, nu știu care e, s-a acordat. Nu s-a acordat. Nu s-a acordat, uitați. Deci am o excepție, vă rugăm să... Mulțumesc foarte mult. Eu sunt de atât impresionată de prezența dumneavoastră, a tinerilor, două vârste, trei vârste și noi suntem cu Traian. Eu sunt vechea generație, dânsul e noua generație. Eu îl consider și am spus și părinților și o să mă ierte că mă consider ca o a doua mamă pentru el. De ce? Pentru că așa cred eu că i-am îndrumat pașii de când a venit în minister, i-am testat și cu el și pe Cerasela și cu alți tineri care după 89-90, când m-au readus în minister, așa m-a sărcinat ministrul de externe pe atunci, domnul Ciolac, a zis, ia vezi ce știu tinerii ăștia, că îi trimitem la bursă în străinătate. Și i-am urmărit pașii, mai am să spun cum a evoluat Traian, care m-a impresionat, am menținut legătura în permanență, oriunde am fost eu sau dânsul. Deci când a revenit de la studii, domnul Bucoară, un alt reprezentant al urbii dumneavoastră, care mi-a fost coleg și înainte și a continuat să fie, noi ne pregăteam pentru preluarea președinției. Nu vorbesc despre OSC, că este o poveste foarte lungă, dar vreau să spun că România întotdeauna a jucat un rol activ în folosirea
aceste organizații pentru promovarea intereselor sale. Și în perioada aceea, asumarea unei funcții atât de importante cum este președinția OSCE însemna foarte mult. Deși în țară, trebuie să vă spun, erau ezitări din asta, dar ce ne trebuie? Ne costă mult, n-avem, nu știu ce, erau rezerve și din partea occidentală, sau că n-aveți forțe, nu aveți, nu este consens politic și așa mai departe. Dar, acum mă laud, am făcut o strategie, ce ne trebuie și pe cine trebuie să luăm. Și unul din acești reprezentanți era și trei ani, tânăr. Era atașat? Sau nu era încă atașat? Ne rișeam cu anul. Atașat. Și l-am trimis într-o regiune foarte dificilă, în Tajikistan, împreună cu domnul Buhară, care era șef de misiune, a zis dumneavoastră, unde era perioada post-război civil. Deci trebuia să implementeze acel acord. Rolul lor, celor doi reprezentanți, a fost atât de important că și acum, când am condus o misiune de supraveghere a alegerilor, îmi spuneau, a, dar România a avut un șef de misiune pe domnul Buhară și cu domnul Buhară, ce fac ei? Deci, după atâția ani de zile, populația își mai aduce aminte că fără, ca să zic așa, sprijinul lor, și nu era un sprijin din ăsta cu pumnul în gură, nu-i așa, Fran? Deci el și-a căpătat experiență. Noi deja ne pregăteam pentru preluarea președinției și ne trebuia un om, un tânăr care să fie util acolo, la Viena, la misiunea noastră permanentă. Domnul Buhară a fost de acord să-l cedeze pe domnul Hristea, pe care l-am trimis în misiune permanentă la Viena. De câți ani ai stat acolo? 4 ani. Sprijinind eforturile noastre la Viena. Și așa, ca să zic, s-a lansat, a căpătat experiență când am plecat eu ca șef de misiune în Turkmenistan, el fiind la Viena și având, ca să zic așa, acces direct la sursele de informare, îmi comunica ca un prieten, ca un coleg, ca un... Vezi că e așa, e... Mă rog, nu era ușor, pentru mine era o misiune foarte grea. Dar relațiile noastre au continuat, el a avansat, aș zice eu, mulți cred că și-ar dori o asemenea carieră. Să știți, pentru informarea dumneavoastră, noi avem numai doi șefi de misiune al Uniunii Europene. Domnul Budura mai este? Este. Așa? Și domnul Hristea. Doamnă, puteți fi mândru. Domnul primar, nu există un alt oraș cu asemenea funcții și valori. Atâtea poziții, atâtea poziții la o asemenea vârstă, este cu un an mai mic decât fiica mea. Deci, pot să fiu și invidioasă. Deși și fiica mea și tinerea mea au poziții destul de bune. Ce este de admirat? Și asta cred că se datorează. Părinții au un mare merit, că și-a continuat studiile, nu s-a lăsat, nu s-a mulțumit cu ceea ce a avut. A avut o poziție în minister, slavă Domnului, dar a continuat să studieze, să mai facă o facultate, să mai facă un doctorat, să mai... Deci vă dați seama, asta este numai meritul personal și educația de acasă. Și dragostea de... Nu... Cum să vă spun? Câteodată mă mir așa cum sunt unii tineri, dar cât câștig dacă? Dar ce? Cum să plătești? Doamna, vă spun, dumneavoastră tot scrieți, dar cât vă plătește pentru asta? Nu, le scriu de plăcere. E datoria mea să împărtășesc. Nu mă plătește nimeni. Probabil că mentalitatea asta
nu este cea mai bună. Să aștepți întotdeauna să fii răsplătit pentru ceea ce îi faci, nu? Doamna, dumneavoastră, cred că sunteți. Deci asta este o genă a Domnului Hristos pe care eu am admirat-o întotdeauna și cred că stă la baza succesului profesional și în general pe care l-a obținut. Nu vreau să vorbesc despre OSCE, eu sunt un veteran al OSCE, pentru informarea dumneavoastră am fost de la lansarea procesului cu domnul Ipații, o să găsiți în studiile astea cât a luptat România pentru ca actul final să cuprindă acele principii care ne oferă suveranitatea, independența, mai ales principiul nefolosirii forței, egalitatea în drepturile tuturor statelor și dacă țineți seama când a fost lansat acest proces și în ce perioadă, deci în anii 70, când România se distanța de Moscova, veți avea imaginea dificultății prin care a trecut diplomația română și consecvenței cu care a implementat sau a obținut includerea acelor prevederi în actul final. Anul trecut am sărbătorit, era o aniversare de 40 de ani de la semnarea actului final. Tot pentru informarea dumneavoastră, deci eu sunt un veteran al OSCE, dacă am fost la redactarea actului final, am fost așa pe parcurs, sunt, să zic așa, diplomat care s-a ocupat de problematica multilaterală, sigur și de alte domenii, nu numai OSCE. Traian a avut șansă să lucreze și pe bilateral, deci are, ca să zic așa, o arie de activitate mai largă. Dar în același timp am fost singura femeie ambasador, șef de misiune, dar și cu cea mai lungă perioadă de, ca să zic așa, de șef de misiune în OSCE în general, ceea ce mi-a adus drept recompensă o medalie. La fel sunt singura femeie cu medalie a OSCE, dar vă spun, asta este ca o recompensă morală. Eu mă bucur că atunci când sunt invitată, mai ales să vorbesc studenților sau chiar elevilor de liceu, ascultă cu interes ceea ce am de spus despre OSCE, despre diplomație, despre relații internaționale, dar mai ales despre interesele României. Și mai mult decât atât, surpriza mea a fost că în urma acestor întâlniri au făcut niște scurte, ca să zic, contribuții. Le-am adunat într-un volum, am informat Viena și de acolo am primit o felicitare și un paragraf de felicitare pentru acei elevi. Și a zis, ceea ce facem noi astăzi este pentru viitoarea generație. Deci viitoarea generație va fi cea care va trebui să țină stagul sus. Felicitări pentru prezența voastră. Aveți și cartea domnului Traian Hristă. Aș zice eu că este singurul manual de acest gen, care vă ia de la început și prezintă toate fazele OSCE până în ziua de azi. Au mai fost cărți și ale domnului Ipate și altele, dar acelea prezintă mai mult partea de început sau, în orice caz, nu mai există o carte ca asta atât de cuprinzătoare, sigur, și scrisă de o manieră foarte concretă, clară, sub supravegherea doamnei Moisuc și nu numai. Felicitări autorului cărții, dar felicitări și urbii și conducătorilor ei. Părinții au un merit deosebit. Vă mulțumesc!